Pentru prima dată în calitatea sa de comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș a vizitat târgul Agraria. Însoțit de ministrul român al agriculturii, Valeriu Tabără, acesta a făcut un tur al Centrului Expozițional Transilvania, unde nu a ezitat să discute cu fermierii sau producătorii prezenți la eveniment. Profitând de prezența sa la Agraria, Asociația Producătorilor de Vivol din Transilvania a lansat o provocare demnitarului de la Bruxelles, invitându-l să deguste din produsele tradiționale din lapte de bivoliță, atât de apreciate în Occident și aproape deloc promovate la noi în țară. Printre punctele vizitate de comisarul european s-a numărat și standul Comisiei Europene pentru Agricultură. Următorul este domnul comisar european, Dacian Cioloș, care a ales întrebarea cu numărul 18. Să vedem ce zice această întrebare. E pe partea aia, înseamnă că prezii sună grea. Am găsit-o. Și această întrebare spune cam așa. Pentru ce băutură alcoolică este renumită Scoția? Patru variante aveți. A, foniac. B, gin. C, bere. D, scotch whisky. Apă minerală. Foarte grea întrebare. Noi berea noi. Nu. Apă minerală. Coniacul parcă, dar nu sigur. Cred că scotch whisky. Hai să mă duc, risc asta. Da, domnul comisar Dacian Cioloș se riscă pe scotch whisky. Un cadou. Și de mai mult. Mulțumim frumos. În final, Dacian Cioloș, Valeriu Tabără, împreună cu gazda manifestării, Corina Mareș, au trecut pe la standul Ferma Media Group, unde au avut ocazia să se informeze cu privire la ultimele noutăți din domeniul agricol.